Salutare tuturor pe canalul Primul Contact, eu sunt Ion și sunt răcit. Da. Aud doar cu urechea stângă, nasul am înfundat, gâtul mă doare, GoPro-ul am uitat acasă. Dar nu contează, facem vlog în continuare pentru că am acest superb seria 3 din 2020, G20, cred că este codul lui. Nu prea rețin codul, eu țin minte mașină, băi, e seria 3, am văzut, este 2020, este 2 litri diesel, este M-pachet, are superbul ăsta kit Maxton pe ea, deci mașina asta o prinde Maxtonul ăsta superb, evacuare dublă, pachetul M de fabrică este, jantele la fel, 2 litri diesel, pentru că este 320D, are 190 de cai, este în kilovați, cred că 190 de cai sunt. Și cam acesta ar fi târcolul mașinii. Sunt aici, e o vreme superbă de primăvară, în sfârșit este o zi de primăvară, parcă nu mai se termină iarna asta. Hai să intrăm aici, hai să schimbăm unghiul, să-l punem pe wide. Așa, și să intrăm la volan. Pentru că ce se întâmplă înăuntru aici este cu adevărat spectaculos. Mașina asta este genială. Așa, gata, mi-am pus. Puneți-vă centurile de siguranță întotdeauna. Așa. O va fi destul de dificil pentru că am zis mai devreme, nu am GoPro, deci nu pot să mi-l pun pe cap. Așa că va trebui cumva să conduc în timp ce sunt extrem de răcit, să conduc cu mâna stângă. Mă rog, nu este dificil, dar să conduc cu mâna stângă și să filmez nu este cel mai simplu lucru din lume. Dar nu contează, pilotăm chestii, trestii, așa că ne vom descurca noi cumva. Da, avem acest cockpit glorios, absolut senzațional, absolut senzațional. Mamă, ce vorbeam la mine. Ia uite, vedere aici frumos la lac, acum o vom trece cu mâna stângă în reverse, voi întoarce. Așa, acum iarăși cu mâna stângă voi trece în drive mașina. Așa, și tot cu mâna stângă voi schimba modurile, pentru că avem aici mai multe moduri de condus. Vom trece în sport. Așa, ca să-i mai scoatem din chestii. Mie așa îmi place să conduc mașina, pentru că se întăresc chestii pe aici. Mașina asta este legendară, n-ai cum să fii român și să nu știi despre seria 3. Este o mașină, o limuzină clasică, este o limuzină de dimensiuni, dacă mă întreb pe mine, perfecte. Nu este nici foarte mare, nu este nici o mașină mică, îți încape tot în ea, inclusiv soacra, poți să iei soacra cu tine, poți să iei un unchi, o soacră în spate și nevasta în dreapta, poți să iei o nevastă și două amante și toată lumea stă extrem de confortabil. Trebuie editată glumița asta, că nu este foarte bună. Așa. Și este legendar poziția la condus și felul în care se conduce mașina, pentru că cu toate că conduc doar cu o singură mână, se conduce exemplar mașina asta. Se duce unde vreau eu să se ducă și pentru o mașină de serie, o mașină care nu este sport de fapt, de fabrică. Ea într-adevăr are pachetul ăsta Optic M, dar ea nu este o mașină sport în adevăratul sens al cuvântului. Și volanul și setup-ul volanului și al direcției te face să te simți ca un mini pilot așa. Și chestia asta a avut întotdeauna atracție la public. Toată lumea spunea, și într-adevăr așa este, că BMW-ul este mașina pentru șoferi, știi? Și într-adevăr sunt de acord cu chestia asta. Direcția și modul în care stai așezat într-un BMW este cu adevărat diferit față de ceilalți producători. Ca și calitatea finisajelor, în momentul de față Audi, Mercedes, BMW au cam aceeași calitate, este o calitate logic premium, că e o mașină scumpă. Ține doar de preferințe. Îți place cum e așezat cockpitul ăsta și cum e așezat
cockpitul la BMW, îți place mai mult simplitatea de la Audi, îți place eleganța de la Mercedes, ține fix de alegerea fiecăruia. Mie îmi place acest interior, îmi place cum se conduce această mașină, îmi plac dotările de pe ea, avem schimbător glorios de Swarovski. Când pui mâna pe el, pui mâna pe Swarovski, mai mult data nu face decât când pui mâna pe el, știi că atingi un Swarovski. Dar punctul forte, ia uite cu ce ne întâlnim pe drum, era un M3 de ăsta 2023, da. Deci punctul forte al acestei mașini este că poți să mergi la un drum lung, să scoți un consum de 5, să mergi cu viteză de autostradă și tot să scoți un consum de 5, pentru că are multe trepte, cred că are 8 trepte, și ajungi confortabil, nu bate vântul prin ușuieră nimica, când drumul, uite, se ondulează, conduc cu lejeritate, cu o singură mână și îmi dau seama exact unde sunt roțile. Confortabil, elegant, o mașină, o limuzină perfectă din toate punctele de vedere. Prețul este ușor piperat, dar ca orice lucru în viață, trebuie să plătești dacă vrei ceva mai calitativ. Eu cred că trebuie să plătesc să iau niște pastile de răceală. Da, asta ar trebui să plătesc eu, să nu mai iau doar paracetamol sau o aspirină și să cred că mă fac bine. Cam acesta a fost primul contact cu BMW. Chiar primul că am mai condus mașina asta, dar este primul contact, este voi sunteți cu mine prima dată în acest G20. Cred că este G20. Oh my god. Da, bine că nu sunt jurnalist auto. În acest Serea 3 din 2020, 2 litri diesel, M-pachet. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați și nu uitați să aruncați un ochi și prin canalul How to Car și canalul Ion Vlogs. Pentru că, na, ăla sigur sunteți abonați. Toată România e abonată la Ion Vlogs și la How to Car oricum. Dar până data viitoare, vă salut. Vă dau și niște virus virtuali.